Hei, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Este a treia încercare de a face un intro. M-am tot întâlnit pe aici cu vecinii prin lift. Ciao. Și am tot refăcut intro-ul, însă sper că acesta să fie cu noroc și să nu fie chiar tremurat, în ideea în care tocmai am plecat de acasă. Și haideți să încep cu începutul. Na, haideți că nu mai știu exact ce ziceam, e a 11-a oară când încerc să fac intro-ul acesta, dar o să-l păstrez cel cu a treia încercare, începutul, și viserez asta continuarea. Motivul pentru care am lipsit o perioadă de pe canalul meu de YouTube este în mare parte contextul actual și ceea ce se întâmplă în lume. Cumva nu am simțit că pot să aduc un plus sau nu am simțit că e momentul să îmi dau cu părerea, în ideea în care canalul meu de YouTube este așa un canal creat din pasiune. Vreau să vă arăt chestii drăguțe, partea de travel, partea fun și partea relaxantă a vieții mele, și efectiv nu am vrut să aduc în discuție contextul actual. Am încercat să-mi focusez cumva energia mai mult pe ce putem face ca să ajutăm și cam atât. Iar al doilea motiv, canalul meu de YouTube nu este unul monetizat, jobul meu este cu totul altul și atunci nu am fost cumva nevoită să găsesc o modalitate de a continua cu partea de cu YouTube-ul. Și am zis ok, fac o pauză în momentul în care o să mă simt pregătită, o să reiau videourile. Și încercam, aveam așa cumva de vreo două săptămâni, tot aveam tendința să reiau partea cu filmatul și... Da, și-a mai trecut un vecin. Bun, și simțeam cumva că e nevoie să reiau sau că îmi doresc să reiau să film videourile și să filmez, însă efectiv nu am avut momentul în care să zic, na, acum filmez. Dar astăzi plecăm la Zebrani, e pentru un weekend, așa, două zile, e o localitate la vreo 29 de km de Arad, 48 de km de 48 de km de Timișoara. O să facem cam o oră cu mașina, doar că am închiriat o cabană, nu avem nimic acolo, mă tot întorc să nu vedeți boscheți de la noi, de la bloc. Am închiriat o casă, cabană, și numai bine, o să mergem la cumpărături, gătim noi, o să avem așa un weekend cumva de stat la cabană, povestit, în ideea în care plouă afară și e urât. Na, mergem la cumpărături și o să vă mai zic, o să vă mai dau detalii ulterior. Haideți că am revenit, o sesiune de cumpărături mai târziu, am fost la Kaufland. De obicei nu facem cumpărăturile de acolo, dar așa s-a nimerit, și un portbagaj de mâncare mai târziu, pregătit pentru o zi, practic o zi stăm la pensiune. Mergem la pensiunea Alexandra din Zebrani, e undeva la 48 de km de Timișoara. N-am mai fost acolo, inițial aveam impresia că am închiriat o casă, dar de fapt nu e casă, e pensiune, whatever. Nu am participat la alegerea pensiunii, la alegerea cazării, la alegerea locației, am zis da, e bine, e perfect. Vremea nu e tocmai cea mai bună, îmi vine să stau, să mă uit la Netflix și să dorm în continuu, nu-mi pot aduna gândurile deloc. Așa că sper măcar să fie cazarea frumoasă și mare lucru nu avem ce să facem acolo, să gătim, v-am zis, mă uit la Netflix, am cumpărat suc de portocale și prosecco, sper să fie fain, da. Cam asta facem noi în weekend,
O să vă filmez de pe acolo împrejurimile și drumul până la pensiune și mai vedem. Ne auzim mai încolo. Că trăiască drumurile din România. Dacă m-ați văzut tremurată, asta e cauza. Haideți că am început turul. Sufragerie, bucătărie. E super spațioasă pensiunea și are în felul următor. Are jos două camere. Asta e așa. Cum am ajuns printre primii, îmi permit aici să trag cu ochiul peste tot. Și mai e o cameră jos. Aici. Nu mai intru așa din colț. Toate sunt pe același stil. Dar foarte faină. Aici e o cameră. Sus sunt trei camere. O cameră similară cu a noastră. Super, super spațios. O canapea, așa cozy, dacă vrei să stai să citești. Cea mai luminoasă cameră. Eu mi-aș fi dorit să stau aici, dar cum soțul meu nu poate să doarmă la lumină. Am ales camera de lângă. Super faine detaliile de pe tavan. Super, super faine. Și aici în un spațiu. Și camera noastră. Patul. Super faină, bicicleta. Au știut că am lucrat la Decathlon și că îmi plac bicicletele. Și îmi place super mult oglinda. Dacă vrei să te machiezi, ai unde. Coșulețul cu prosoape. Aici sunt lucrurile noastre. Am stricat deja acolo tot lucrurile noastre. În partea de acolo e o debară. Și baia, în baie nici n-am intrat. Ok.
de duș, mesaj pro natura. Îmi place super mult. Acum vedem și cum o să fie restul șederii noastre aici. Foarte fain, spațios și găsești câte o oglindă în orice colțișor. Dacă îți dorești să te aranjezi. Și am uitat să vă spun, au și piscină, doar că piscina, momentan, fiind frig afară, nu e pregătită. Da. Cam asta e. Da, super faină locația. Au ales-o prietenii noștri. Nici nu știam că există așa ceva lângă Timișoara. Să vă zic o chestie, nu este un video sponsorizat, este doar un video în care eu îmi doresc să revin pe YouTube și să revin la filmatul constant, adică să filmez în fiecare săptămână câte ceva. Și cam asta este. Ne ducem să adunăm și să mutăm lucrurile din portbagaj și cel mai probabil băieții se ocupă de grătar. Nu știu ce am pățit, dar m-a luat un somn și, by the way, am uitat să vă arăt în bucătăria un expresor din ăla de cafea cu cafea boabe. Iam, o să mă duc să-mi fac o cafea, poate mă retrezesc. Nu, bine. Ne vedem mai încolo. Avem trambulină. Dacă ne simțim sportivi, putem să saltăm puțin. Au și livadă. Wow, super fain. Asta e așa de vară, căsuță. Și au și doi prieteni patru pezi. Sunt pereche. Ea e mai bătrânică și aici e zona de grătar. Super fain arată. Cu sobă, pe lemne, cu grătar. Probabil aici o să ne petrecem seara și căței și piscina. După ce n-am filmat astăzi aproape nimic de la grătar și nici de la masă, e 1 noaptea, 2, dar mi se pare genial cum e construit tavanul, se văd așa grinzile, o să filmez și fără lumină în momentul în care nu reflectă becurile de acolo, să vedeți cât de fain e. Iar camera asta are dimensiunile unui apartament, nu exagerez. Super faină pensiunea, super, super încântată. Și mai devreme la poze am avut un șoc. Ia uitați-vă. Ninge afară. Deci nu ai cum așa ceva. Mă așteptam să fie soare, primăvară și fain. Dar măcar avem locație faină. Dormit super bine azi noapte și e super faină locația, chiar de toate, iar o cameră e cât un apartament. Sau de ceva de la biserică, din duminică, predica de duminică. Da,
ce urmează să facem? Urmează să mergem la Zăbrani, în sat. Am înțeles că e așa cu specific nemțesc, să vedem acolo cum o să fie. Dar mai venim aici, n-am apucat să filmez super mult, n-am apucat să facem multe activități. Doar am pregătit mâncare seară și am stat așa pe chill, am avut foc la șemineu și aia a fost toată treaba. Dar n-am intenționat să ne întoarcem la vară și o să vă las locația în descriere. Să... Am înțeles, din câte am văzut, sau din câte, cel puțin rezervarea a făcut-o prietenii noștri și am văzut că sunt și pe Booking. O să vă las eventual link-ul și atât cel de pe Booking, cât și pagina de Facebook, cred că pagina de Facebook au. Na, și după cum vă ziceam, e o locație faină, n-am... nu este un video sponsorizat ca și toate celelalte, niciun din videourile mele nu sunt sponsorizate. Da, mă duc înăuntru pentru că e foarte, foarte frig. Sunt îmbrăcată de primăvară, asta e singura bluză de iarnă ce am și mai am o geacă și e super frig. Cred că partea cu Zăbrani o să o vedem din mers așa din mașină. Concluzia acestui weekend, după ce am văzut și Zăbrani, e sat Zăbrani, comuna Zăbrani, noi am fost cazați în Chesinț. Inițial am avut impresia că o să fim cazați în Zăbrani, pentru că am fost foarte inteligentă și nu am verificat ce pensiune au bucuit prietenii noștri, în ce locație este. Am înțeles Zăbrani, am zis acolo e destinația. Practic, pensiunea e la Chesinț și satul Zăbrani e puțin mai la stânga, așa, de pe drumul principal. Din câte am văzut, Zăbrani datează din 1080-1090, este o așezare așa cu istorie, dar fiind acum acolo, nu mi s-a părut ceva wow, în sensul că da, casele au un specific aparte, unele sunt mai vechi, dar cam atât. În materie de activități, dacă o să mai venim și pe perioada verii aici, cel puțin asta plănuim noi să facem, sau asta văd eu că am putea să facem. Te cazez la pensiune la Alexandra, au o piscină și pe perioada verii am înțeles că e încălzită cu ceva, apa din piscină încălzesc cu ceva panouri solare, deci nu o să-ți înghețe undu fesele și ce mai expui acolo. Și da, asta ar fi o activitate, să stai, să le nevești la piscină, să-ți prepari cocktailuri, faci un grătar, dai o petrecere. Cam asta ar fi o activitate, vorba bine, activitate, o leneveală așa de o zi. Iar pentru cei mai activi sau
cel puțin eu aș încerca și varianta să-ți aduci bicicletă, pentru cei ce au biciclete deja achiziționate, să-ți aduci bicicleta cu tine și să faci așa un tur de la Chiesinț până în Zăbrani cu bicicleta. Sunt vreo 6-7 km, nu mai mult, practic dus, întors, sunt undeva la 14 km, ți-ai făcut ora de sport pe ziua respectivă. Da, cam astea ar fi activitățile, nu văd altceva ce ar mai fi de făcut, dar da, cazarea și locația unde am stat noi e foarte faină și făcut așa cu gust, ai spațiu cât cuprinde. Da, cam asta este. E o zonă interesantă, în ideea în care dacă vrei să nu conduci foarte mult, să pleci cumva, să scapi de Timișoara și de căldurile insuportabile, pentru că anul trecut în Timișoara, pe perioada verii, au fost și 50 de grade. Deci e o modalitate de a evada cumva de acolo, să ajungi la aer curat și să te relaxezi. Da, cam asta este, noi mergem acasă. Ieri când am mers încolo era așa ploaie vremea, speram totuși să dea soarele, dar suntem pe varianta zâmbeștească, mâine se poate fi și mai rău, astăzi ninge, așa că mergem acasă, facem ceva cumpărături și cam asta este pentru weekendul, primul weekend din aprilie. Na, eu mă bucur că am filmat videoul acesta, sper să pot să montez din ce am filmat și sper să ne vedem și în videourile următoare. Dacă v-a plăcut, dați un like, dați un subscribe și ne vedem în curând. Promit să postez mai des. Pa, pup, ciu!